Felicitări! Cum e să ții în brațe trofeul pentru golul lunii iunie? Mulțumesc frumos în primul rând. Este bine, mă simt bine. Sunt fericit că golul meu nu a fost trecut cu vederea și cred că este meritat trofeul. Un gol lucrat la antrenamente, să zic, dintr-o fază fixă. Asta voiam să te întreb. L-ați exersat la antrenamente mult? Da, ne mai strângem la antrenamente, mai lucrăm câte 2-3 faze. Avem obiceiul ăsta să jucăm așa la out și ne-a ieșit de data aceasta. Ce ți-ai propus în plan personal la Victory Cup în acest sezon? Nu mi-am propus în plan personal nimic. Să-mi fac treaba și să promovăm cu amândouă echipe, de ce nu? Pentru că avem două echipe la SCB și suntem în formă. Suntem în formă, victoriile se leagă în ambele părți. Păi și care e secretul vostru? Nu știu să zic care este secretul nostru. Cred că este un... Vă antrenați mult? Discutați? Ne antrenăm, mai avem discuții, avem anumite faze. Cred că să venim constant la fotbal, la antrenamente și... Ce... Puțin noroc, bineînțeles, trebuie să avem și puțin noroc. Cu ce echipă semănați așa ca joc? Din fotbalul mare? Nu știu să zic acum, să mă gândesc. Aveți vreun model? Studiați vreun antrenor, vreo tactică? Nu studiem o tactică. Mie îmi place fotbalul italian. Dar asta e personal. Nu cred că semănă neapărat cu o echipă. Dacă îți place fotbalul italian, ce jucător îți place? Ce echipă îți place? Juventus. Juventus este echipa mea preferată. Nu am neapărat un jucător favorit. Mi-a plăcut de Chiesa mult timp, dar nu este într-o formă foarte bună acum. Pirlo mi-a plăcut în trecut de la Juventus. Cam aceștia. Și bineînțeles, din fotbalul mare, Cristiano Ronaldo. Eu sunt un fan. Cred că e un exemplu pentru toți. Ai primit un premiu, surpriză, un voucher de 500 de lei de la partenerul nostru Ergol. Îți poți cumpăra echipament sportiv. Te-ai gândit așa în linii mari ce ar fi primul produs pe care să ți-l achiziționezi din magazinul lor online? Da, chiar am mai cumpărat de la ei. Am mai cumpărat Adidas, ghete de fotbal și probabil tot o pereche de ghete de fotbal. Spune-mi, a fost cel mai frumos gol reușit de tine sau ai avut altele și mai frumoase? Sincer să fiu, am mai dat goluri frumoase aici. Am mai avut anul trecut un gol din lovitură liberă, de la distanță, un șut puternic. Dar cred că și acesta, ori acesta, ori acela este preferatul meu, nu știu. Cum vă simțiți aici la Victory Cup? Ne simțim bine, mai ales avem moral bun acum că victoriile se leagă. V-am zis, cred că vom reuși să bifăm toate obiectivele în acest sezon. Toate. Mulțumesc și eu. Felicitări!